Salutare tuturor și bine ați venit, fraților, la un nou videoclip de această dată. Oameni buni, facem challenge-ul 10 secunde, 1 minut, 10 minute. Suntem aici alături de Marius și de Psycho, oameni buni. Oh my god, ce oameni nebuni am adus aici alături de mine. Oameni buni, tema de astăzi este o casă. Cine face cea mai frumoasă casă în 10 secunde, 1 minut sau 10 minute? Eu. Nu, nu. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă mai vreți clipuri de genul și poate l-o atingi pe Psycho aici, îl convertim, oameni buni, dacă vă place Minecraft. Abonați-vă canalului, puneți codulețul la DZI, Python Shop și neapărat follow pe Instagram la 1 robinet 1, oameni buni. Băi, Psycho, ești pregătit pentru challenge? Șușe! Regula este simplă. Să aibă neapărat pat și ușă. Băi, pregătiți-vă fiecare itemele cu care veți construi casa în 10 secunde. Mamă, chiar sunt foarte curios ce să construiască Psycho. Psycho, de cât timp te joci Minecraft? De la 6 ani. Dăm start în 3, 2, 1. I'm fast as fuck, boy. I don't think you have any idea how fast I really am. I'm fast as fuck, boy. Și casă urâtă. Fuck, gata, stop. Vă invit în... Bă, de cât ce-ați făcut voi doi, cred că este destul de bună, ok? Avem aici un copac care vara dă roade. Aici este patul. Din păcate n-au reușit să fac un acoperiș, bă. Eu pusesem aici bloc, ok? Hai că n-are acoperiș. Hai că n-ai pus. Nici. Nu? Ok, atunci era fereastră. S-a spart unul din voi. Vedeți pe filmare, băieți, dacă a trecea careva și mi-a spart mie acolo, rușinică. Aici avem, oameni buni, casa lui Psycho. Asta a mers așa pe mai. Că la mine trebuie să te explic. Deci în primul rând, avem pereții, da? Ok, da. Avem o ușă provizorie. Normal, ia sta așa, bro. Emeralde. De valoare. Am valoare. Da, corect, ai valoare. Da, mi se pare exact. Normal. Ia să-l vedem pe Marius ce a făcut. Ce Marius a făcut o ciupercoasă. Bă, doamne, era frumoasă. Ia uite, frate, bine, mă. Bravo. Bă, vezi că asta cred că e cea mai tank dintre toate. Bă, nu, că patul ăla nu era acolo, a încălcat regula, băi. Care casă câștigă la nivelul 1? Scrieți în secțiunea de comentarii. Nivelul 1, 2 puncte numele. Nivel 2, 2 puncte numele. Nivel 3, 2 puncte numele. Băi, luați-vă materiale pentru casa pe care o să o faceți într-un minut. Am dat start, băieți. Facem așa. Mamă, stați așa că am emoții. Mamă, îmi tremură mâna, bă. Bă, chiar îmi tremură mâna. Cât de prost sunt, va. Hai, băieți, dați stare repede. Olo. Un minut? Da, un minut, da. Nu mai avem timp. Asta a fost cu casa asta urâtă. Atât a fost, a? Atât a fost, nici uși n-are. Bă, actually, vezi că... Bă, arată urât, ok, dar... Se duce timpul! Mai avem 19 secunde, băieți! Nu, pun și geamuri dacă mă enervez. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Avem o mini căsuță cu o curte, un copac, grădină, patul, geamuri... Și, doamne, am văzut că stai că acolo s-a băgat la creație cu furnal, cu crafting table. E crazy, frate, stai. Bă, nu știu, mie chiar îmi place. E locuibil, ok? Chiar e locuibil. Robi. A, ta, zici că e village în miniatură. A, da, chiar! Ca să mai zici că e village în miniatură. Avem aici iluminare interioară pe aici, pe la picioare, sus, ca să fie lumina naturală. Da, asta e cea mai bună, da. Foarte bine, Psycho, foarte bine. Bă, nu mă așteptam să buildez așa bine. Bă, da, voi v-ați gândit, frate, să-i puneți chestii utile în interior. Ce e crafting table, furnal? Eu nu i-am pus, dar eu măcar i-am pus podea. 19 secunde, reușit să pun două chesturi. Bă, cum? Da, n-ai reușit să-i faci tavan. Aaa, vezi că-i schemă? Scrie cine a câștigat și la nivelul ăsta. Chiar e destul de complicat, sincer. Eu am foarte multe idei și nu știu pe ce stil să construiesc. Ce caută pe Netsoic? Tipuri de casă, ca să mai spui. Ah, bun. Bă, nu, asta e ilegal. Băieți, sunteți gata? 3, 2, 1, start! Gata? Oh my god. Mamă, mintea prost deja. Și eu la fel. Și eu am uitat câte blocuri. Bă, m-am panicat. Dar ce mă, tu iei după modelul, eu doar m-am uitat așa și acum fac în cap, ești nebun? Păi și eu la fel. Gen, bă, și eu așa, cam cum? Eu nici măcar nu m-am uitat ca să vezi cât de zeu sunt. E, nu. Chiar m-am uitat. Aolo, stai că n-am gândit bine aici, așa. Bă, n-am timp dacă stau mai bine să mă gândesc. Băi, ești într-un panică. Eu nu știu cât vin, 10 minute. Multe secunde. Mamă, sper să n-apuc să fac doar atât, totuși. Că e aiurea dacă reușesc să fac doar atât. Hai, repede, Robi, mișcă din mânuța asta. Bă, și voi ce mai faceți, băieți? Cum mai sunteți? Eu cred că nu o să reușesc să fac casa. Da, nici eu, sincer. Hai că-s aproape gata dacă e mai am. Mamă, dar greu să pui pe jos tot. Mamă, câte emoții am. Bă, nu reușesc. Așa, ce trebuie să mai fac? Știi ceva? Fuck it. Suntem șmecheri noi, băieți, suntem șmecheri rău.
Mama, mi-e mă, tipă, nu cred că o să, nu cred că o să fac asta. Nu așa, mă. Fac, nu știu cum să fac, băieți. Da, ce bun este, mai România, au talent. Taci, lasă-mă, că vreau să iasă bine rău de tot, băi. A ieșit bine dacă e? Bă! Perfect. Nu! Cât mai avem? Mai avem 7:39. Ok. Okay. Ia uite-l pe ăsta cât de sigur e pe ce construiește el acolo, băi Marius. Păi, aproape gata. Bă, stai, tu de ce nu mai vorbești cu noi, băi, Psych? Pentru că sunt concentrat aici, nu cred că o să fac. Ești tryharder? Da, rău. Mamă, ce idee bună am. Aolo, stai că întâi trebuie să termin casa. Așa mă, Marius, tu cum ești, frate? Ce mai faci? Ce mai zici? Foarte bine. În afara faptului că construiești. Mă străduiesc să pun blocurile astea cum trebuie. Ce joc îți place ție să te joci cel mai mult? Tetris. Sunt pe liber, mă, Tetris, mă rog. Bă, dar tu chiar te joci mult Tetris. Băieți, lui Minecraft, lui Marius îi place rău de tot Tetris-ul, băieți. Dacă vreți, băieți, faceți o competiție de Tetris cu Marius sau ceva. Nu, că am și chestia care mă bate la Tetris, primește 10 euro de la mine. Vă plătește, Marius, băieți, doar ca să-l bateți la Tetris. Dacă reușiți. Bă, dar ce, frate, cu atâta încredere? Hai, scorul meu e de 640.000. Cât, mă? 640.000. Păi și cum te zice 640.000? Doamne, ce frumos arată casa asta. Bă, a mea începe să prindă contur. Cea mea? Eu în viața mea n-am construit stilul ăsta, frate. Dar eu gen, am construit stilul ăsta, dar sincer, le luam de pe net când construiam casele la mine pe server și când eram mic. Dar... Cât mai avem? Mai ai, mare, stai liniștit. Mai avem 4050 de secunde, băieți, sunteți gata? Cât? 4 minute, nu știu câte secunde. Stați așa că mă panichez și eu. Buildați, băieți, buildați, că dacă nu e rău de tot. Băi, stai, tu ce construiești acolo? Ce gen? Nu-mi zice ce exact, dar zi-mi ce gen construiești. Fac. O casă modernă. Casă modernă? Da, ca tine. Bă, și am aruncat un ochi la tine, sper să nu se supere băieții. Băieți, să știți că nu am trișat intenționat. Dar m-a făcut curios, ok? Chiar voiam să știu ce a buildat Seki. E hard rău de tot. Bă, chiar e hard rău, gen. Cum se scrie tablou în engleză? Picture. Nu vreau întrebare. Bă, nu știu, nu găsesc. Paint. Băi, dar nu-i spune-mi asta să... De ce să nu-i zic, bă? Bă, lasă-l. Mamă, cât de competitiv e Marius, băieți. Vrea neapărat să câștige. Bă, nu știu ce să mai construiesc, frate, la ea. Dar nu vreau să las atât. Ah, știu ce construiesc. Nu știu, cred că asta ar arăta bine, sincer. Ia să vedem. Mai avem decât 3 minute? 2050? 2058. Bă, tu de unde știi? Ți-ai pus și tu cronometru? Nu. Mamă, băieți, scuzați-mă că nu vorbesc, dar credeți-mă, e foarte intens ce se întâmplă aici între mine, Psych, Marius. Okay, e cea mai competiție a vieții pe care am avut-o noi vreodată, sincer vă zic. Chiar e foarte intens ce se întâmplă. Mamă, nu mai știu câte blocuri. Pe inimă o strochi, că nu mai clipit. 1, 2, 3, 4, 5. Fuck, nu mai știu cum era. Bă, mi-e frică să nu rămân fără timp, să nu las ceva din greșeală neconstruit. Sau, bă, oare am uitat ceva, vreun detaliu la casă? Mamă, cât de mare presiunea, băieți. Nu să vă vină să credeți. Uai, am o idee. Hai că mai știu dacă e crafting. Trebuie să fac eu unul. Trebuie să faci tu crafting? Cât timp mai avem? Mai avem 1 minut 24 de secunde. Ok, 1 minut 24, hai cap, apă. O da, doamne a mea, prinde culoare, băieți. Băi, eu chiar aș plăti 10 milioane de euro să stau aici. Băi, casa mea arată bine rău de tot, frate. Casa ta e casa mea. Mai aveți 20 de secunde, băieți, 20 de secunde. Băi, nu, eu chiar să mă... Repede, 7 secunde. Ulo! Gata, băieți, am dărat și eu. Toată lumea gata în 1. S-a dus. Bă, vezi că arată bine a ta. Ia, vină încoace. Hai să vă prezint tot. Deci avem aici un gard de frunze, cum se construiește pe Minecraft. Avem aici o casă etajată aici, momentan jos n-am făcut nimic. Bine, nu prea am avut timp. Avem 2 sâlpi de lumină, un copac în spate, o piscină afară. Avem aici în interior, vă invit în interior. Opa. Niște uși aici cu deschidere inteligentă cu pressure plate-uri. Bă, ăsta mi-a închis pistoanele. Aici pe terasă aveți o canapea cu o masă cu 3 cactuși, pentru că cactușii sunt frumoși. Și un covor roșu la intrare și în casă. Nu, dar pe mine mie chiar îmi place casa asta, nu știu de ce. Dar uite, chestia asta cu gardul, trebuia să fac și ceva genul, dar am uitat, dar gici gen, chiar ești mechiră rău. Bă, da, Robie, covor în fața casă. Da, frate, e tare rău de tot. Văd că ai încercat să construiești în același stil ca mine. Sau poate eu am încercat să construiesc ca și tine. Deci avem aici odată o piscină premium, clasa premium, 2 metri adâncime, 2 blocuri. Bine, ia uite ce notăm, băieți.
Bă, nu mai știu cum zic. Avem android-uri pentru luminare în toată casa și lângă piscină. Inteligent, avem... da? La mine erau glowstone-uri și stâlpia de afară. Hai să prevenim și casa, în, așa, pe din afară. În general avem iluminare... cum zicem? O să întreb iluminare... ceva? Tu mergi cu Uber-ul sau ceva? Pentru că eu am și garaj. Păi dar ai mașină, vere. Nu-mi pasă, eu am mașina, am și garaj. Bă, nu, că asta e de aia. Asta e dușul la garaj sau ce? Bă, da, vină mă, se ridică singură, știi ce zic? Uși, nu-ți da alea cu pressure pe ca la tine. La mine sunt astea cu mânere antice, dar costă 10.000 de euro bucata, vrei să te mint? Sincer. Așa, designul nostru, portocaliu albastru, foarte frumos. O bucătărie foarte frumoasă. Avem masa de bucătărie, avem cuptorul și aici cu microunde, nu știu ce e asta. Camera de nani, băieți. Și tot la fel niște portrete. Ăsta e Robi la jogging. Bă, bă, dar Marius a făcut itaică, soaia a făcut curte subterană la ea. E nebun, băieți, e nebun, bă. N-am făcut nicio curte. Aici. Ia, uite să pună asta. Vezi, spart, alo? Nu, chiar nu erau. N-am uitat să de fân. Ok, mamă, în interiorul. Ce sau astea, Blast Furnace. În viața mea nu uite așa ceva. Asta a făcut și un design la pat. Ăsta e furnace exotic. Bă, arată bine, dar la tine e mai păsărece. Stai să fac nani. Nu știu, la mie la Marius mi se pare foarte simplistă. Nici măcar nu și-a terminat. Uitați aici, aici n-are blocuri, n-are... Uite, are blocuri. E cu geam. Da, dar n-are o parte din acoperiș, nu vezi? Vreau neapărat să lăsați acolo concluzia în secțiunea de comentarii cine a câștigat, eu, Sykes sau Marius. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă vă place ceea ce fac, neapărat abonați-vă la canal. Podurețul pe Item Shop și follow pe Instagram dacă vreți să vorbim noi puțin mai mult decât o facem prin comentariile de pe YouTube. Nu am cod de Minecraft, codul de Fortnite. Oameni buni, eu am fost Robi, el a fost Sykes, el a fost Marius și ne auzim data viitoare. Ciao!